Bună dimineața! V-ați adunat pe canal Ciocoflenderilor, astăzi zi mare. Maestru Florin Piersic împlinește 85 de ani. Pe această cale îi urăm și noi din suflet la mulți ani, sănătate, putere și tot ce își dorește el. Vorba maestrului, tot ce îmi doresc eu și eu știu multe. Mulțumesc pentru faptul că și azi de la ora 10 v-ați alăturat canalului meu. În cinstea voastră ridic... Ioi! Hei, ce cană, domnule! Ca să nu se supere nimeni, cană de ambe sexe. Bine, pe vremuri era și ziar, curier de ambe sexe, dar aici ce se află, o cafea bună, donată de prietenii mei din Florida, de către Cristinela și Ovidiu. Cafea donată pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc pentru donații, mulțumesc că îmi sunteți alături, fizic, psihic, virtual și oricum. Hai să bem! Sper că îndemnul ăsta de hai să bem nu v-a dus direct la cămară să scoateți de acolo o țuiculiță. Încă nu-i cazul că e abia miercuri. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de șare, mulțumesc de șari, mulțumesc de gogoșari. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc să intrăm în subiect, să face bugetul. O să avem buget. Nu noi, țara. Dar ce mai contează? Când are țara bani, noi n-avem. Aseară, pe la ora 6-7... După ce și-a făcut somnul de frumusețe, Klaus Iohannis i-a convocat la Vila Lac pe mai mari conduceri, pe mai mari din guvern, să-i întrebe: măi oameni, aveți bani de buget sau nu? Că țineți minte ce au zis, zice, este buget, dar trebuie să tăiem în părțile esențiale, că unii au cerut prea mult. La Vila Lac i-a convocat președintele Iohannis. Acum sper că nu o sări nimeni în lac din vilă. Așa sare țara noastră, din lac în puță, puț. Sper că nu s-au supărat că i-a invitat acolo domnul Iohannis, nu s-au speriat, nu s-au enervat și treaba merge bine și o să avem buget. Iohannis, dacă era bărbat, zicea, cât vă lipsește de la buget ca să nu stricăm PIB-ul, atâta, domnul președinte. Poftiți chiria pe 4 case ale mele din Sibiu, poftiți chiria pe 3 luni. Păi așa mai merge, domnule. Așa mai merge, merge ca și vaccinul. Suntem un pic în urmă cu dozele, dar în rest suntem în grafic. Suntem în profesorii. Profesorii nu mai ies prioritar la vaccinare. Profesorii nu sunt eligibili să primească sporul de COVID. Deci, mai ai pretenții de la școală? Profesorii tot timpul sunt dați la o parte. Acum iar ies polițiști în stradă pentru ceva sporuri și majorări, lor li se dă. Dacă mai ies aia din sănătate, aia, dar nici nu trebuie să iasă cei din sănătate, numai să cârie, vrem, poftiți. Profesorii când zic ceva, mereți mă acolo, mereți și face școală online. Și pe viitor de haur țara noastră are, hai să fim serioși, hai să fim serioși, că tot timpul învățământul a fost cenușăreasa, vorba lui Socra, hamiu pipioche, cenușăreasa societății românești. Și pe ce pretenții, ce așteptări să mai ai? Profesorii nu-s prioritari la vaccin, dar domnul Chișu, Dan Chișu, mare actor, regizor și crai de dorobanți, s-a vaccinat cu Pfizer și ce a zis? Zice, băi, așa de bun, ca a doua zi dimineața am avut o erecție. Și după aia, ce ai făcut? O chișare? Sper că nu v-am abuzat psihoemoțional, vorba madamei Șoșoacă. Sper că până aici nu v-am abuzat psihoemoțional. Nu cred. Din spusele prietenelor Cristinela și Ovidiu, care au dat o cafea și de data asta din Florida pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, din spusele lor, emisiunea asta pe care o emit până o misiune aici pe YouTube ar fi o combinație între Unda Veselă și Europa Liberă. Mulțumesc de apreciere. Deci ceea ce discutăm noi aici e o combinație între Europa Liberă și Unda Veselă. Ca așa a fost mereu în România. De-a râsul, plânsul. De-a râsul, plânsul e ce se întâmplă și în Teleorman, domnule. Locul care l-a zămislit pe domnul Liviu Dragnea, dar și pe Noica și pe Ciprian Manolescu, cel mai bun campion din istoria României la matematică. Asta este, cu bune cu rele. Râsul, plânsul, ce am zis. Deci, în Teleorman, ce se întâmplă? Farmaciile veterinare au fost golite de un anumit medicament bun pentru paraziții câinilor, dar ci că e bun și pentru COVID. Mai ales împotriva COVID-ului. Cine a zis asta? Gigi Becali. Păi dacă Gigi Becali a zis că medicamentul ăla din farmacia veterinară e bun, teleormănenii și nu numai s-au repezit să-l cumpere. Speriați veterinarii, zice, ne mor câinii de râie că și-au luat oamenii medicamente. Medicamente pentru câini. Mă, oare mai putem? Cu atâta dezinformare, cu atâta... Deci ți se spune negru pe alb, astea-s bune, astea nu-s bune, astea nu-s bune. Dar vine Gigi Becali și zice el că e bun medicamentul ăsta.
Medicament care deparazitează câinii. Nu ne-om trata noi de COVID, dar nici râie nu o să avem. Ai de capul meu, mă. Ai de capul meu. Scăpăm de râie, de interdicții. Nu scăpăm. Nu scăpăm de interdicții. În București s-au mai relaxat treburile, dar aici, unde stau eu, în Cluj-Napoca, tot răui. Ne-au prelungit ăștia cu încă 14 zile, cu încă 14 zile restricțiile. Acum nu ne mai dau pe lună, ne dau pe 14 zile. Eu cu aia mă simă că ne protejăm, ne ferim, ne distanțăm, ne vaccinăm, ne... A? Și tot răui, mă, nu înțeleg. Studenții sunt acasă, elevii sunt acasă, petreceri nu sunt. Cum e asta? Băi, că te apucă scandalul, ca scandalul dintre Albu și Pestrițu. Mai nu ne batem în culori? Iulia Albu, critic de modă, a atacat-o vehement pe Adelina Pestrițu pentru modul în care se îmbracă. Dacă scotea și găina la înaintare, atunci scandal. Săreau penele prin platourile televiziunilor, că abia așteaptă o sămânță de scandal. Acum au repornit scandalul dintre tra-la-la-la-la-la-la, Gheorghe Turda, și fosta sau viitoarea actuală iubită, Nicoleta Voica. Nicoleta Voica a declarat sus și mai ales tare, zice, să nu mă mai atace domnul Ghiță Turda, pentru că demnitatea lui stă în mâna mea. Așa e, mă, când îți lași demnitatea pe mâna muierii. După aia nu mai știi cum să scapi, nu mai știi cum să te speri, nu mai știi cum... Trai la 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 la. Și dacă vrei dumneata, la 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 la, ia-mi o țiră demnitatea, la 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 la, să-mi ții demnitatea în mână, la 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 la, o lună și o săptămână, la 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 la. Așa-i, așa-i, numai scandaluri. Bine că mai este și câte un fum alb, fum de pace, cum este în cuplu Oana Lis, Viorel Lis. Ce a zis Oana Lis? Ce femeie, domnule, ce femeie. Oana Lis a declarat sus și pe cât se poate tare, că în toată pandemia ea a fost alături lui Viorel. Ce frumos! Zice, l-am dus la pariuri în Ilfov. Casele de pariuri erau închise în București. Zice, am încercat și online, dar zice, dacă Viorel nu ține biletele în mână, nu simte că o pariat. Ce femeie! Zice, l-am însoțit până în Ilfov să pună la pariuri. Veneam cu biletele acasă și uneori veneam și cu 2 milioane câștig. Asta înseamnă devoțiune, devotament, iubire, asta înseamnă prețuire pentru jumătatea ta. Nea Viorel Lis a supraviețuit pandemiei punând la pariuri. Nu ăsta-i leac, nu ăla pentru parazis la câini. Mi-a și zis doctorul, a zis o analiză, zice, doctorul, ce lăsați-l să pune la pariuri, că asta îi pune creierul în mișcare. Îi pune creierul în mișcare și portofelul în marșarier. Asta e, ce să facem? Să ne gândim în continuare cu bucurie că dacă am fi avut condiții normale astăzi la aniversam pe Florin Piersic.